Salutare, prieteni mici! Astăzi suntem pregătiți pentru o nouă călătorie în lumea poveștilor. Te voi încânta cu o poveste captivantă, fetița cu fundițe roșii, de ce la aldea? Sunteți gata să vă pierdeți într-o lume plină de magie și surprize? Dar înainte de a începe, apasă butonul de like. Dacă nu sunteți deja abonați la canalul nostru, acum e momentul perfect pentru a o face. Haideți să începem această poveste magică. Fetița cu fundițe roșii, de ce la aldea? Era odată o fetiță care nu-i plăcea să spele și nici se pieptene, din care pricină copiii au poreclit-o murdărica. Văzând o atât de murdară, toți fugeau de ea. Într-o zi a plecat în pădure să-și găsească un prieten de joacă. În calea ei a întâlnit o veveriță, care i-a spus, Veveriță, veveriță, joacă-te cu mine! Să mă joc cu tine? Nici nu mă gândesc! Trebuie să mă turc casa și să-mi piaptă în blănița, Până acum am cules lune, Dar tu ce ai făcut de te-ai spălat și pieptănat? Fetița nu a zis nimic, ci și-a continuat drumul. Într-un tufiș a zărit-o iepuri. Iepurașilor, iepurașilor, nu vreți să ne jucăm împreună? Nu avem timp de joacă. Ne ducem la rău să ne spălăm. Tocmai am terminat de mâncat. Tu de ce nu te piepteni și nu te speli? a și pe ursuleț să se joace, dar el avea treabă. Își călca și ursulețul și bonețica și nici n-a păgat-o în seamă. Pe când se pregătea să iasă din pădure, văzu un arici ce se zbenguia printre frunzele uscate. Ariciule, ariciule, nu te joci cu mine? Mă joc, pentru că am învățat lecțiile. Dă-i puțin, să închem și prietenii. După ce s-au săturat de joacă, murdărica a întrebat. În pădure, Nimeni n-a vrut să joace cu mine. numai voi. Pentru ce? Pentru ce? Răspunse Aricii privind o mirați. Pentru că te-am luat drept o aricioaică. Ai părul ca niște țepi. Fața și mâinile îți sunt negre ca tăciunele. Acum vedem când ești decât o fetiță murdară și nepieptănată. Pleacă și să nu mai îndrăznești să te joci cu noi. Și aricii s-au făcut ghem de supărare. Fetița n-a scos un cuvânt, s-a dus acasă, s-a spălat și-a prins părul cu două funtițe roșii mari și-a schimbat rochița, apoi a ieșit în curte. Când au văzut-o copiii, toți au strigat, șocă cu noi, fetiță cu fundițe roșii! Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante.